40. La 40. Calculați valoarea raportului AB plus AC supra B pătrat plus C pătrat, știind că B este 2 treimi din numărul A, B egal cu 2 pe 3 A, 2 treimi din A, iar C este 7 pătrimi din suma numerelor A și B. Iar C este 7 pătrimi. Adică 7 pe 3? 7 pătrimi. Da. 7 pe 4. Din suma numerelor A și B. A plus B. Deci, ni se cere să calculăm raportul ăsta AB plus AC supra B pătrat plus C pătrat, știind că B-ul este 2 treimi din A, iar C-ul e 7 pătrimi din A plus B. Da. Păi avem că putem să jos, putem să scriem că 2 pe 3 ori A totul la a doua. 2 pe 3 ori A totul la a doua. Adică pe B să lovim, da? Bun, și dar ce facem cu C-ul? Păi plus 7 pe 4. Dacă o să reușim, B-ul e în funcție de A. Da, dacă și C-ul tot funcție de A va fi, atunci ne-o întoarce și oriunde vom vedea B și C, vom locui cu expresia în funcție de A și sperăm să meargă ieși. Deci, avem pe B funcție de A, dar C-ul e în funcție de A și de B. Deci, îl locuim pe B. Sigur că da. Locuim pe B aici. Da? Și îl găsim în felul ăsta, deci dacă în loc de B punem 2 pe 3 A, o să găsim pe ce funcție numai de A. Simt. Deci egal mai departe cu 7 pe 4 pe lângă A plus B-ul, adică cine? Am A plus 2 pe 3 ori 2 pe 3 ori A și egal mai departe cu. Și egal mai departe cu 7 pe 4 pe lângă A plus 2A pe 3. Adică îl mai scriu încă o dată? Adică putem să spunem un pic. Adică 5A pe 3. Aduc la aceeași numitor, da. Nu? E numitorul comunii cu 1. Și egal cu 7 pe 4 pe lângă 5A ori 5A pe 3. 5A pe supra 3. 3. Și egal cu și egal cu 35A pe 12. 35A supra 12. Și cu asta îl știu și pe C. Deci, pe B îl știm, pe C îl știm. Da? Asta este C-ul, da? Da, e foarte clar. Și acum ne ducem și locuim. Și expresia sau fracția asta devine egală cu A, îl lăsăm. Da. Ori B. În loc de pe cât să punem? A, un pic, A ori 2 pe 3 ori A. 2 pe 3 ori A plus A plus ori? A ori 7 pe 4 ori 35A pe 12. 35A supra 12 și supra B. Adică? B adică 2 pe 3 ori A totul la a doua. 2 supra 3 ori A totul la a doua. A doua plus? Plus 35A pe 12. 35A supra 12 totul la totul la a doua. Doua. Și o să avem că o să avem
doi a ore a treia. Nu, păi doi a ore a ori. Aur doi ore a, aur doi a ore a, aur doi ore a. Cât faci? A ore a? A ore a e doi a. Păi nu e a plus a. Una este a plus a, care face doi a. Și alta este a înmulțit cu a. Adică care dă a la doua. Că se copie baza și adună exponențe. A făcut asta în clasa a cincea. A pus să înmulțesc două puteri care au aceeași bază. Copii baza și adună exponențe. 2 ori a la doua pe 3. Deci 2 a la doua. Ai sus, da? 2 a la doua pe 3 plus. Plus 35 a ora ai 35 ori a la doua. Ori a la doua supra 35 ori a la doua supra 12. Supra. Da, supra. 2 a pe 3 totul la doua. Deci 2 a pe 3. Mai scriu încă o dată? Putem să spunem 2 a pe 3. Cum se ridică o fracție la o putere? 4a pătrat pe 9 plus 35 ori 35. Cât face 35 ori 35? Ia vezi tu. 1000 și cât? 1225. 1225 a pătrat supra 144. Supra 144. Și egal cu, da. Mai aveți și lucrat. Egal. Și egal cu... amplificăm cu 4. Sigur că da. Și să avem 4 ori 2 a la 2. Adică cât? 4 ori 2, cât faci? 4 ori 2 pe 8. Nu, frate, 4 ori 2 pe 8. 4 mulțit cu 2. A, 8. 8. A, la 2, de ce te pierd așa? 8 a pătrat. 8 a pătrat plus 35. A pătrat. A pătrat. Pe 12. Totul supra 12. Da. Și apoi totul supra. 4 a la 2. Aici să vedem. Ce și aici face? Na, care 12? Păi, hai să vedem. 144, cred. Se împarte la 9. Se împarte la 9. Și de 16. 16, sigur că da. Deci am aplicat mai și cu 16 și 16. Deci o să avem 144. Da. Adică o să avem 16 pe 4, care e 64 ori a pătrat plus 1225 a pătrat pe 144 egal cu și egal cu putem să facem 144. E 8 cu 35. Adună, mama, că i-am pătrat cu a pătrat. Adună, 8 cu 35. 8 cu 35 și... face 43. A pătrat. A pătrat supra 12. Și jos. Supra 12. Și jos o să avem 64 cu 1225. Care nu... 1289. 1289 a pătrat pe supra 144. 144. Și egal. Și egal cu cum se mulțesc două, cum se împart două fracții? Da, 43 a la doua pe 12. 43 a pătrat supra 12 ori. 1144 pe 1289 ori a la pătrat și a la pătrat cu a la pătrat se simplifică și 144 12 cu 12. Da.
Și o să avem 43 ori 12. 43 ori 12 pe 12 ori 1280. Nu, care 12, că da. A, ori supra. Supra 1289. Iar 43 număr prim, nu știu dacă se împarte 1289 la 43. 4012. 1289, dacă se împarte la 43, să se simplifice. Dacă nu, așa îngheață. 516. Se împarte, nu? 40. Se împarte. 1289 împărțit la 43. Nu știu, încă fac 412. 516. Nu, împărțit la... Nu se împarte. Nu se împarte. Deci 516 supra 1289. Și cu asta am aflat raportul ăsta. Haideți să mai vedem încă o dată, înainte de a trece și la alte exerciții. Din nou autorul ne zice, calculați voi raportul ăsta, știind că B-ul e 2 treimi din A, iar C-ul e 7 pătrimi din sumă, din A plus B. Din nou, trebuie o strategie făcută de la bun început. Ca să putem face calculul, ne fixăm să găsim toate celelalte, două din ele în funcție de a treia. Două din ele în funcție, B-ul în funcție de A, C-ul în funcție de A și de B. Și atunci e clar că îl putem așeza și pe C în funcție de A. Și am și reușit. C-ul e 35 A pe 12, B-ul e 2 treimi din A, și ne întoarcem și oriunde vedem B și C, înlocuim pur și simplu. Și acum calcul algebric. Corect. Deci calcul cu fracții, toate chestii, cum se adună două fracții, cum se mulțesc acolo. Nu, altceva nu mai era important. E calcul de uzură. Dar până să ne apucăm, trebuie să avem foarte bine rețeta, să avem strategia pusă la punct. Așa. 40 a fost făcut. Să zicem 41. Cu cât facem mai multe exerciții, cu atât ne crește siguranța. Și observăm de la o etapă la alta, exercițiile sunt mai interesante, mai dificile, să zic așa, dar și experiența câștigată de noi în urmă ne face să avem încredere și să spunem da, o să reușim. Zice așa. 41. Un autoturism consumă 1,8 litri de benzină la 30 de km. Deci 1,8 litri pentru 30 km. Care este raportul procentual al consumului? Care este raportul procentual al consumului? Deci 1,8 litri la 30, la 100 de kilometri am vrea să vedem cât ar consuma. Ca să spunem, de un regulă așa spune, cât consumă la 100? Atât consumă. Adică... Deci la 30 de kilometri, hai să luăm invers, kilometri, consumă 1,8 litri. La 100 de kilometri, cât va mai mult sau mai puțin după tine, așa? Mai mult. Mai mult. Nu? La 100 de kilometri. Mai mult. X. Că nu știu cât consumă. Adică, cum ar fi X egal cu 1,8 ori 3 plus 10. 1,8 ori? 3. Nu de 3. De ce ai gândit-o așa? Păi 100 este egal cu 30 ori 3 plus 10. 100 egal cu? 30 ori 3 plus 10. Dar nu e 30 ori 3. Că 100 e 30,333, nu? E 3 ori. Eu aș zice așa, după ce am făcut, aș să facem raportul. 30 pe 100, adică kilometri pe kilometri, egal cu 1,8 supra X. Facem raportul unități de măsură, adică la kilometru pe kilometri și litri pe litri. Aici e X litri, da? Da. Și acum... Acum o să avem că 30X
Iar de ce? Dar ăsta ce e totodată? X egal cu? X egal cu 30 ori în vechiul la pe 100? X egal cu 30 ori? 30. Nu, mai am uite. Păi un termen mai devreme am spus, cum se află asta? Ăsta. Se mulțește aia, doi se împart pe asta, nu? 100 ori în vechiul 8 pe 30. Așa, deci 1,8 ori 100 supra 30. Simplificăm 10 și vine 18 pe 3 18 și 6. Supra 3 și egal cu 6 litri. 6 litre. Deci, este ascuns regula de 3 simple aici. Va fi cât de repede făcută, dar asta trebuia văzut, că punem, să mărim direct proporționale. Adică, sigur, crește cantitatea de benzină la 100 de km, la 30 a fost atât, crește, nu? 6 litri, cum vedem. Hai să vedem mai departe o altă. Știm că x supra y că e 0,75. 42. 42. 42 care zice x supra y este egal cu 0,75. Aflați valoarea expresiei 5y minus 7x supra 6y minus 8x. E ca cu 5. Deci știm că x supra y e 0,75. Să calculăm valoarea expresiei 5y minus 7x. Păi, de aici o să avem că y este egal cu x ori 7, ori 0,75. Iar de la întâmplare și nu-mi place chestia asta. X este egal cu 0,75 ori y. X egal cu 0,75 ori Y, da. Corect. Așa, da. Pentru că avem așa unul subînțeles și atunci X-ul este ăsta ori ăsta, părțim ăsta, da? Da. Bine. Deci X-ul scoatem de aici, egal cu 0,75 ori Y. Și? Și acum aplicăm, înlocuim, da? Sigur că, dar ce și expresia e? E, care e 5y minus 7x supra 6y minus 8x va fi egală cu, din difracție, 5y minus 7 ori x, adică da, oricine. Adică 75 ori 100 ori y. Ori 0,75, dar vreau să lăsăm așa. Ori Y. Da. Tu ai zis să vrei să pui 75 pe 100, da, care înseamnă 3 pe 4, 4. Dacă vrei, deodată, da? Hai să spunem 3 pe 4. Ori 3 pe 4 Y. Da. Și jos 6 Y minus 8 ori. Minus 8 ori 0, 0, 3 pe 4. Ori 3 pe 4 Y, ori, da? Da. Și egal mai departe cu? Și egal mai departe, avem 3 pe 4 ori Y și putem să-l simplificăm, nu? Cu cine? 3 pe 4 ori Y. Asta și cu asta, da? Da. Păi aici de ce n-am simplificat pe X pe X pe X? Aici să împărțim la amândouă? Atenție, de ce n-am putut simplificat pe X pe X și cu Y pe Y? Y pe Y. Bine, în ce semn e între ele? E împărțit. Între ele? E 5y minus mare. Deci aici, aici nu avem voie să simplifică. Dacă ar fost numai fracția așa, Miruna. Deci dacă ar fost 7x supra 8x, atunci x pe x. Dar câte vreme mai este ceva sus, poate mai mult și jos, n-am voie să simplific așa. Același lucru cum mi-a spus tu aici. Că să simplificăm 3 pe 4y cu 3 pe 4y. Da. Da? Deci atenție la calculul algebric elementar. Sunt lucruri foarte clare. Se face calcul, se ajunge la aceeași numitor și când ne ajunge, ajungem în situația asta, simplificăm. Deci, ce am putea face acum? Am putea face 5y minus 21 pe 4. Deci 5y minus 21y supra 4. Da. Pe, jos. Pe
6y minus 24, simplificăm 8 cu 4 deci, și de 2. Da, și vine 2 ori 3. 6 pe 1, 6y. 6y, da. 6y. Și egal cu, o să avem că putem să amplificăm, amplificăm 5y cu 4. Da, dar aici sunt într-un moment greu. 6y minus 6y face 0 și împărțirea la 0 nu are rost. E 0. Dar cum se face? 0 împărțit la ceva fac 0. Da. Dar ceva împărțit la 0, când am făcut mulțimea numele raționale, fracțiile, ce condiții se puneam? S-au pus acum. Numitorul să fie diferit de 0. Este esențial. Nu există fracția cu numitorul 0. Deci ceva împărțit la 0 nu se poate. Notează-ți. Da? Există A supra B, există dacă și numai dacă B diferit de 0. Foarte important. Deci nu avem voie să se întâmple vreodată ca numitorul să fie 0. Nu posibil. Și aici ne-a dat 0 totuși. Care e motivul? O fi greșit noi la calcul, am copiat tot ceva greșit. Acum începem să tatonăm, că nu e în regulă cu ei. Deci 5y minus 7x, am zis bine, 6y minus 8x și știm că x pe y, și scrie așa x-ul, știm că x pe y e 0,75, aflați valoarea raportului dacă există. Deci n-am citit până la capăt. Deci dacă există, să aflăm. Și răspunsul, cum am intrat în situația asta, nu există. Da? Deci egal cu cât ar fost ceva pe 0, atunci spune, nu există. Dar cum ați zis, x împărțit la 0 nu se poate, există dacă și numai dacă. Deci pe există fracția, dacă și numai dacă, numitorul diferit de 0 în cuvinte, dacă le spui. Sau b diferit de 0, da? Numitorul. Ăsta de jos, împărțirea la 0 nu se poate efectua. N-are rost, nu putem să ne închipuim că împărțim o pâine la nimeni. La cine? La nimeni. Deci nu, ca fenomen, practic, nu se poate vorbi de așa ceva. Așadar, nu există raportul acesta, da? Da. Bun. 43. Deci 43. La 43, zice așa, determinați toate numerele naturale de două cifre, deci numerele de tipul AB de două cifre, știind că raportul oricăruia dintre ele și răsturnatul său este 4 pe 7. Deci, raportul dintre, știind că raportul oricăruia dintre ele și răsturnatul său, deci, AB și răsturnatul său. Adică B. Atenție! Răsturnatul nu e inversul. Inversul lui AB ar fi 1 supra AB. Da? Inversul numărului. Inversul lui 3, 34, inversul. Inversul este 1 pe 34. Dar răsturnatul se referă la ordinea cifrelor. Le inversăm. BA. Deci AB este ăsta. Și răsturnatul său, BA, egal cu cine? Raportul dintre ele, spune autorul, este egal cu 4 pe 7. Cine? Care sunt numerele de tipul ăsta, încât să se întâmple egalitatea asta? Păi putem face să amplificăm în prima fază cu 3. Da, pe prima cu 7 și pe cealaltă cu 4, da. Nu? Deci s-ar traduce echivalent cu 7 ori AB, ori numărul AB, egal cu 4 ori numărul BA. De asta ar fi relația.
7 ori AB, egal cu 4 ori BA. Dar și mai sunt. Ori, păi nu trebuie să le găsim. Nu mai am scris. Am scris relația pe care a dat autorul altfel. Deci 7 AB egal cu 4 BA. Și acum, acolo, AB, cum s-ar mai scrie? A ori 10 plus B. Așa. Deci vine 7 înmulțit cu 10 A plus B egal cu 4 înmulțit cu 10 B plus A. Echivalent cu. Hai să lucrăm. Desfacem parantezele și zicem. 70A plus 7B egal cu 40B plus 4A. Echivalent cu. Echivalent cu, putem să scădem un 7. Un 7B. Un 7B, da. Din ambii membre. Da. Și devine 70A. Minus 7B. 70A. A. Este egal cu 33B. 33B plus 4A. Și acum scădem 4A. Scădem un 4A din ambii membri. Da. Și o să avem că 66. 66. A este egal cu 33B. 33B. Deci unde dacă împărțim toată asta la 33. Deci împărțim totul la 33. O să avem că 2A este egal cu B. 2A egal cu B. Unde A și B sunt cifre în baza 10, da? Da. A și B nu au voie să fie 0. Da. Din ce motiv? Pentru că începe pe prima poziție, atât A cât și B. Și zicem, hai să zicem A, B egal cu 1. Dacă B e 1, dacă atunci... B e 1, A e 2. B este 1, A cât este? Păi dacă B e 1, nu? Nu se poate, nu? Mm. Că A începe la 1 și atunci 2, 1, 2. Deci B trebuie să înceapă... Hai să controlăm invers. A egal cu 1 și B va fi egal cu cât? A egal cu... 1 și B face de 2 ori 1, 2 ori 1, 2. 2. Alte situații. A egal cu 2 și B să fie cât? A egal cu 2 și B să fie 3. Sau 4. 4. 4, dacă e 2 ori 2, da? Da. 4. A egal cu 3 și B egal cu... A egal cu 3 și B egal cu 6. A egal cu 4. A egal cu 4 și B egal cu 8. B egal cu 8. A egal cu 5 și B egal cu 10. Se poate? 10? Nu, până aici. Până aici. Se poate pentru că e cifră, nu? Da. Până la 9. Deci astea sunt... Și acum să vedem toate numerele. Numele care ne s-au cerut au fost 12, da? 12, adică 1 și 2, 36, 24, 48. Acestea sunt numerele care au proprietatea că ele, supra răsturnatul lor, fac 4 pe 7. Adică, în momentul de față, la răsturnatul ăsta. 12 supra 21, că răsturnatul e 21, dacă facem raportul, se simplifică aici prin cât? Prin 3. Și face 4 pe 7. Este corect. Da. Hai să vedem și pe 36. 36 supra 63 egal cu? Aici se simplifică prin 9. 9. Și o să avem 4 pe 7. 4 pe 7. Bun și asta. 24 supra 42. Asta se simplifică cu 2. Cu 6. Da, nu, 6. 6 deodată. Da. Și face 4 pe 7. 4 pe 7. Și în sfârșit 48 supra 84. Care se simplifică cu 4. Prin cât? Prin 12 deodată. Se face 4 pe 7. Și cu asta am arătat, am făcut și proba, că este corect, m-am gândit de aici.
Hai să vedem încă o dată. Ce lucruri au fost importante aici, Miruna? Ce? Să schimb pe A, B ca și P. Dacă nu înțelegeam bine ce înseamnă răsturnatul, acolo. La raportul. Dar nu puteam construi raportul. Exact. Pentru că nu mi l-a dat problema. Nu. Deci autorul lasă să vadă, știți voi ce înseamnă răsturnatul unui număr? Ci că găsiți toate cifrele de două cifre, știți că raportul dintre numărul respectiv de două cifre supra răsturnatul său e egal cu 4 pe 7. Și aici, dacă știi aici ce înseamnă răsturnatul, ideal, scrie raportul. Dacă nu, nu, pauză. Da. Aici rămâne pe loc, blocat pe, fără nicio șansă. Urmă am scris, dintr-o proporție, produsul ăsta egal produsul ăsta, nu? Și am tradus ce înseamnă AB, 10A plus B. Calculul de acum algebric, am scăzut pe 4A din A membrii, pe 7B din A membrii și sfârșit, s-a ajuns la 66A egal cu 33 de B. Împărțim totul prin 33 și vine 2A egal cu B, deci B e 2A. Dacă B-ul e 2A, controlăm după A. Au 1, 2, 3, 4 și stop. Că B-ul urcă din 2 în 2 și la 5 nu mai poate să fie. B-ul se oprește. Și am găsit numele și am și verificat. Deci este corect greșit. Ia să vedem acum un alt... Asta 44. Ia să vedem. Avem și 45 ca temă, nu? Da. Asta 44 e un pic mai lung. Să vedem timpul. Cum sper cu timpul, că vin și cei de la... Facem 45, dacă nu. Ducem la 45, cred că așa. Da, 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 da. Asta facem. Deci, spune așa. Știind că x supra y, egal cu 7 pe 2, calculați 3x plus 5y, totul supra 2x plus y. Deci se calculă așa ceva. Nu te-ai 45? Da. 40. Asta e ultimul. Da? Dar e destul de simplu. 7 stele? Da, da. L-am și făcut. L-am făcut, sigur că da. Cum facem, Miruna, ca să mai pierdem timpul? Când e... Putem face... Știm că x este egal cu... Hai, 7y pe 2. 7y pe 2. Deci facem pe idei pe x, deci x egal cu 7y supra 2 și le ducem și locuim. Și egal mai departe cu... Vorbește. Și egal mai departe cu... 7, deci x egal cu 7y pe 2. Deci după 3 care... ori... 3 ori x. Nu da. X punem câte 3 este. Ori 7y pe 2. Da. Plus 5y. Da. Supra. Supra. 2 ori 7 y pe 2 plus y. Y, da. Și o să avem 21 y pe 2 plus 5 y. 21 y supra 2 plus 5 y. 5 y și 14 y. Dă-i cu 2 să simplifica să mai pierdem timpul. Da. Și 7 y, 8 y. Supra 8 y. Și la mai departe cu... 8y și egal mai departe cu 21y pe 2 plus 5y. Adică ce mai scriu încă o dată? Ca să facem toată asta ori 1 pe 8y. Stai, dar hai să facem și mișcarea. Amplificăm 5y cu 2. A, deci vine 21y plus 10 y supra 2. 21y plus 10y supra 2. Supra 8y egal cu... Da. Și este
supra 8 y și este egal cu 2 cu 10, se simplifică. Care 2 cu 10? 2 cu 10 e, da? Da, se simplifică. Ce mai tristez. Uite, la momentul acesta, când tu mă apropiam de sus tu lecții, și tu ai venit și mi-ai dat una, mai degrabă ne dai o palmă, că se simte suportat. Păi cum? Atenție multă, Miruna, nu există am fost neatentă sau am greșit sau nu știu ce. Cu doar o singură dată ai greșit și te-ai dat toate greșit peste cap. Deci nu avem voie. Nu avem, și astea sunt elementare. Crede-mă, greșeli grave, încât eu, ca profesor, când văd așa ceva, vreau să spun, nu mă mai deloc pe registru. Din clipa în care am făcut greșeala asta, nu mă mai interesează nimic. Am tăiat și la revedere. Am încercuit aici și nu-ți dau nimic ca punctaj. Deci atât de mare este greșeala. Da. Deci dacă ar fi fost înmulțire, simplificam, dar când e adunare sau scădere, numai dacă îl scoți în factor comun, ca să poți să îți faci simplificarea. Acum, și o să avem 31 y pe 2. Deci 31 y supra 2 înmulțit, hai deodată. Supra 2, ori 1 pe 8 y. 1 supra 8 y. Și egal cu y. Egal cu 3... Acum y simplifică. Iată, vezi? Acum da. Da, și acum o să avem 31 pe... Supra? 16. Doar 16. Aceasta este valoarea expresiei respective. Deci, observăm că... A fost foarte simplu. De ce ești profesorul meu, dat ăsta? L-a ales special, a văzut că e ușor. Este simplu. L-a fost dat undeva, la o etapă locală. Mai gândim la și 4-6. Un pic să vedem dacă ne vine vreo idee. Și ne oprim. Deci 4-6 zice așa. Notăm că am obținut numărul de formă. Fie A mare, numai de forma ABCD, A, B, C, D, din 4 cifre, ce verifică egalitatea. A, B, C, D, minus A, B, D, minus A, B, D, A, B, D, adică s-a tăiat cifra C, da? Practic. Da. A, B, D, supra ABC, A, D, C, egal cu D. Păi primul gând care mi-a venit a fost să scriem că A ori 1000 plus... Prima întrebare a mei, arătați că 2009 aparține lui A. Adică 2009 verifică. Da. Relația. Putem să scriem A. Și mai e și B și G? B mic. Calculați suma elementelor mulțimii A mare. B mic. Și calculăm. Suma elementelor mulțimii A mare. Adică primul număr, al doilea, al treilea, cât or fi. Trebuie să găsim pe toate. Suma. Da. Deci calculați suma. Suma lor. Mai întâi să le vedem cine este. 2009 este un element acolo, aha, dar mai sunt și altele. Trebuie să le găsim pe toate. Eu știi ce aș face? Mai întâi pe tine te rog, Miruna. Cum mai e? Păi, eu face A ori 1000 plus... Sigur că da. Deci, 1000 A plus... 100 B. Plus 10 C. 10 plus D minus 100A plus 10B plus D. 10B plus D. D. Dar minus, paranteze. Așa, în paranteze, minus tot numărul. Da? Atenție, egal cu D. Egal cu D ori ăsta, A, B, C. Egal D cu pe lângă. Pe lângă A 100 A plus D ori 10 plus C. 10B plus C. Echivalent cu? Echivalent
echivalent cu 1000A minus 100A. 100A, 900A. 900A. A. Plus 100B minus 10B. 90B. 90B. Plus 9C. Plus 10C. Plus 10C. A, plus 10C. D cu D. Da. Desfelele egal cu D pe lângă. D pe lângă. A. 100. 100A. A plus 10. Plus 10B. B plus C. C. Da? Echivalentul. Ce putem face aici? Putem să dăm factor comun pe 10. Deci vin 10 pe lângă. 10 pe lângă 90A. 90A. Plus 9B. Plus 9. C. B plus C. C. Egal cu D. Pe lângă. Pe lângă 100A. Plus 10B. Plus C. Așa. Și putem să dăm acum factor comun și pe 9. Avalina. Nu putem, dar nu avem nouă aici. D este cifră, da? Da. De 10 ori așa, nu mai putem scoate nimic în factor de aici. Da. Egal cu D înmulțit cu așa ceva. Da, adică noi vedem, avem o chestie că 90A plus 9B plus 9C și în cealaltă parte... 90. Da, plus C. Plus C și în cealaltă avem 100A plus 10B. Adică, da. Adică D este egal cu 100A plus 10B plus C împărțit la... Nu. Nu putem să-l aflăm pe D de aici? Ei, aici, aici e povestea. Cum te prinzi tu? Cum, cât poate să fie D-ul? Deci ăsta ori ăsta egal cu ăsta ori ăsta. Sunt două numere mulțite aici, da? Da, dar dacă scădem 100A plus 10B plus C, dacă facem acum, dar oare putem să scădem 100A cu... Nu, faptul că e D oriceva, trebuie să ne legăm aici. Și aici e 10 ori. Ceva. Și aici e D ori. Cât ar putea să fie D-ul? D-ul poate să fie unul din divizorul 10. Da. Adică D-ul poate să fie 1, 2, 5 și 10. 10 nu poate să fie, că e cifră. A, da, 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 da. Deci D-ul, clar, clar. Da? Da? Deci 1, 2 și 5. Și acum analizăm aici, luăm pe rând. Dacă D ar fi 1, ce s-ar întâmpla? Dacă D ar fi 2, ce s-ar întâmpla? Dacă D ar fi 5, ce s-ar întâmpla? Și scriem relațiile cele care rezultă după înlocuire și veți vedea niște calcule, țineți cont că A, B și C sunt cifre și de acolo trebuie să meargă. Da, vă las să analizați Mirona, da? Există chestiu. El poate fi făcut, nu, m-am gândit ca formă de, nu, de lucruri, de aranjare în relația acelea și toate variantele posibile, cu A, B, C și D, trebuie să le scriem, să vedem numerele acelea și în felul ăsta. Iată chiar și aici, 2009, nu? Cât ne-a zis acolo, 2000, arătați că 2009 aparține lui A. Aici mă contrazice un pic. Că 2009, 2009, da. D-ul este 9, văd aici. Nu? Și eu am zis că D-ul în varianta asta trebuie să meargă. Vedeți? Poate să fie și alte cifre. Merge cu D egal cu 1, 2 și 5, analizăm toate variantele și dacă nu furnizează în final soluții, ori să găsesc o parte în alea, altele ar să le găsesc după o altă analiză. Deci, nu văd faptul că e 10 oriceva și D oriceva, înseamnă că e 1, D și 10-le astea intră în interior, nu? Că, și vine 900A și 100 scăzut acolo și văzut au cât poate să fie ca variante, deci se poate face.
În mod sigur se poate face. Dar nu mai mese D egal cu 9. Deci cu D egal cu 9 nu mese din raționamentul meu. Aici D mi-a spus eu că e 1, 2 sau 5. Așa mi-a ieșit mie din aranjarea asta. Da, sigur că poate să fie D și un divizor acestuia de aici. Corect. Da? Și atunci un 9 are și aici și dacă și C-ul e 9, atunci și 9 de un capul altul. Și atunci D are și varianta asta. 10 se intre înăuntru, deci mai poate fi văzut și, și alte variante, alte idei. După ce 10 C și D ori 5, mai putem vedea. 10, repet, se intre în interior și atunci D, când C-ul e 9, iese un nou factor și atunci D poate să fie 9. Scos aici în factor. Da? Deci dacă C ar fi 9, hai să zic așa. Dacă C ar fi egal cu 9, atunci ce ar urma? 10 ăsta a intrat în interior și vine 900, ar fi fost 900 A, 900 A, plus 90 B, plus 10 ori C, C ori fi 9, înseamnă cât am zis? 90 C. 90 C. Păi nu mai este C, că C-ul e 9. A, C e 9, gata. Da? 90. A, așa. Da. Și acum are și de aici un factor comun pe cine aș da un factor comun? Pe 9. 90. Sau chiar 90. Da. 90 pe lângă 10A. 10 pe lângă 10A plus B. Plus B. 10 sau 100? Nu, 10 A plus, plus B plus 1, nu? B plus 1. B plus 90, da? Și 90 am spus factorul B. Egal cu D pe lângă 100 A plus 10 B plus 9. L-am luat și aici pe C cu 9. Și atunci aia mai e și 9 ori 10, da? Da. Și atunci da. Poate să fie D9. Iată, da. Am găsit și ideea asta. Numai trebuie analizate toate cazurile și văzute toate numerele cu putință, încât pe urmă calculăm suma lor. De pe asta e de 700. Da, este frumoasă problema, dar nu e imposibilă. Țineți cont că sunt cifre. Aici e toată povestea, în baza 10, adică de la... cine? A-ul de la 1 până la 9, B-ul de la 0 până la 9, C-ul de la 0 până la 9 și D-ul de la 0 până la 9. Da, pe mine tot timpul ce cuvântul că dacă e B și C trebuie să fie diferite și acolo... Nu, 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 nu spus. Nu spune că nu. Sunt diferite cifrele, nu. Deci, poți fi și egal, sigur că da. Deci avem posibilitatea să ne ducem la o analiză atentă. Așadar ne oprim aici. Rămâne să... Vedem la geometrie. Rămâne problema asta în discuții, nu pe data viitoare. Da, nu mai avem teoretică fizică, dar geometrie, dar acum lucrăm. Lucrăm? Problema de geometrie, cea care o avem pus, v-am dat-o ca temă, trebuie găsită, rezolvată, ca să putem discuta aici. Da? Bine, ne oprim aici. La revedere, dragilor!